Haideți să cântăm cu toții Domnului din cântarea de la numărul 528, Duh de viață nouă să cobori, focul sfânt, eu te rog cu dor, și o viață sfântă tu-mi vei da azi și pururea. Duh de viață nouă să cobor, focul sfânt, eu te rog cu dor, și o viață sfântă nu-mi vei da, ci pururea. Prin puterea ta eu biruiesc, clipe fericite eu trăiesc, pe Hristos mi-l amintesc mereu, să-l port în pieptul meu. Roada ta bogată, pururea, umple viața mea. Pentru suflet ești mângâietor, pentru viață întrumător, inima și gura înflăcare, să-l mărturisesc. Prin puterea ta eu biruiesc, clipe fericite eu trăiesc, pe Hristos mi-l amintești mereu, să-l port în pieptul meu. Roada ta bogată, pururea, umple viața mea. Viață nouă și cu roada sa, proslăvești pe Domnul jertfa sa în inima mea. Prin puterea ta eu biruiesc, clipe fericite eu trăiesc, pe Hristos mi-l amintești mereu, să-l port în pieptul meu. Roada ta bogată, pururea, umple viața mea. Da, Doamne Părintele nostru, mărturisim că și în această seară ne bucurăm de clipe fericite în prezența Ta. Înaintea feței Tale sunt nespuse bucurii și despătări veșnice la dreapta Ta. Te binecuvântăm pentru că suntem adunați în locul acesta în numele Domnului Iisus, Fiul Tău, în singurul nume care are trecere înaintea Ta, în numele în care ai ales să ne mântuiești și să ne binecuvintezi. Dar te slăvim că suntem adunați aici, în părtășia Duhului Sfânt, acela pe care ni l-ai dăruit să fie cu noi și să fie în noi. Mulțumim că Duhul Sfânt și rolul Lui este acela de a-L înălța pe Hristos în mijlocul nostru. Și vrem ca lucrul acesta să se întâmple în părtășia Sfinților de la Emanuel și în seara aceasta. Amin. Domnul Iisus să fie înălțat în puterea Duhului Sfânt și oamenii să fie atrași la El, la Fiul Tău, la jertfa Lui, la ceea ce a făcut pentru fiecare dintre noi. Doamne, prin puterea și lucrarea celuiași Duh, dă-ne putere și biruință asupra oricărui păcat, amin, asupra oricărei atracții pe care lumea sau firea o produce în viața noastră. Amin. Vrem ca prin lucrarea Lui să putem să fim mai plăcuți ție. Amin. De aceea, Doamne, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, binecuvintează adunarea noastră. Amin. Binecuvintează fiecare lucru care se întâmplă în locul acesta, fiecare cântare de laudă, fiecare mărturie, mărturia cuvântului care va fi predicat. Doamne, toate vrem să fie sub binecuvântare și o blăduirea Ta. Și fiecare suflet care a intrat sub incidența
prezenței tale, să plece de aici transformat, ca unul care s-a întâlnit cu tine, pentru tot ce ne vei dărui, pentru tot ce vei face. Îți aducem slavă și cinste în numele Domnului Iisus. Amin. Haideți să ocupăm locurile, să continuăm închinarea prin cântare. Mai cântăm din cântarea de la numărul 535. O Duh din ceruri, vino, pătrunde inima, ne binecuvintează când stăm înaintea ta. Împărtășia bisericii și în seara aceasta. Vă imaginați viața creștină, umblarea prin lumea aceasta fără prezența lui Dumnezeu în inimă? Am putea îndrăzni să pășim în viitor, într-un viitor necunoscut, fără să-L avem pe Dumnezeu? Una din cele mai mari încurajări ale acestei sărbători este vestea că Duhul cel Sfânt, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a decis să vină să locuiască în noi. Ascultați cum sună promisiunea Domnului Iisus înainte de a se despărți de ucenici. Și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Sublinia încă o dată această expresie. Rămâne cu voi și va fi în voi. Vă amintiți din vremea copilăriei, dacă cumva ați avut perioade în care să vă fie teamă de întuneric? Să vă bucurați să rămână mama și tata cu dumneavoastră în cameră până adormiți, sau să nu aveți sentimentul acela că pleacă și rămâneți singuri. Sau că trebuie să mergeți undeva și e întuneric, sau e distanța mare, sau sunt pericole și ați vrea să fiți de mână cu mama sau cu tata. Mi-amintesc de o experiență
De multe ori, seara, fratele Dan ne-a dat sarcina aceasta să verificăm luminile din toată Casa Speranței și rămân becuri din când în când prin anumite locuri. Și atunci mai trecem să le stingem și nu întotdeauna lumina pe care o stingi ultima sau care este aprinsă și trebuie stinsă e pe același etaj. Asta înseamnă că după ce stingi acea lumină, de exemplu la etajul 1, trebuie să vii pe întuneric, pe scări, până la unde locuim noi în apartament. Și într-o seară, pentru că, nu știu, eram stresat să vorbesc la telefon, sau l-am rugat pe Nathan să se ducă să stingă el becul la etajul 1. Asta însemna că trebuia să treacă prin întunericul de la etajul 2, să stingă becul la etajul 1 și să vină pe întuneric două etaje. Și mi-amintesc ce strângere de inimă a avut el în sufletul lui. Tata, da, hai cu mine. Dar merg cu dumneata, dar nu mă lăsa singur. Era sentimentul acela și până la urmă vreau să-l laud, a avut curaj, s-a dus. După încurajările mele că stau în ușă și-l aștept, s-a dus. Dar am văzut acea strângere de inimă să te duci singur pe undeva pentru unde-i întuneric. Ce bine-i să fii împreună cu cineva care îți dă un pic de siguranță. Ei bine, această strângere de inimă cred că au avut-o ucenicii. În capitolul 14 din Ioan, Domnul Iisus își deschide inima față de ei și spune: în casa tatălui meu sunt multe locașuri și eu urmează să mă duc, ne despărțim, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și voi veți veni, că știți calea într-acolo. Și dintr-o dată vedem pe ucenicii spresați: Doamne Iisuse, nu ne lăsa, nu vrem să rămânem singuri, nici nu știm calea într-acolo, de ce te duci așa de departe? Și inima lor se întristează și Toma ia cuvântul și spune: cum putem să știm calea într-acolo? Nu știm. Și fiecare dintre ei vedem emoționați. Pentru că atât timp cât Domnul Iisus a fost cu ei pe pământ și a fost împreună cu Domnul Iisus, Domnul Iisus le-a dat un fel de încredere, de siguranță. Că dacă a fost furtună mare în barcă, el a avut puterea să oprească acea furtună. Că dacă era o poziție, el putea să iasă și din cele mai tensionate momente cu farisei sau cu unii și alții. Că dacă îndrăciți au venit înspre ei, el a avut puterea să oprească și a avut puterea și asupra duhurilor necurate. Și de fiecare dată când au trecut prin momente grele, aveau prezența Domnului Iisus cu ei. De aceea în momentul în care află că Domnul Iisus se desparte, îi cuprinde această neliniște și această teamă. Și mai încolo, Domnul Iisus, câteva versete mai încolo, le și spune: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Și în ziua Rusalilor, în ziua coborârii Duhului Sfânt, în ziua cinzecimii, au trăit această mare minune. Da, Domnul Iisus s-a dus, s-a înălțat la cer. Dar minunea este că ne-a trimis un alt mângâietor, alt aici în original, este de aceeași natură, care să rămână cu noi și să fie în noi. Dacă înainte Domnul Iisus era într-un loc cu ucenicii și ei puteau, de exemplu, să fie singuri în alt loc și să vină cineva să-i roage să le vindece copilul bolnav și fără Hristos n-au putut, sau Lazar, prietenul lui, era bolnav în Betania, dar Hristos se afla în Galileea și distanța era mare și Lazar a ajuns să moară și Hristos era într-un loc cu ei sau în alt loc. De acum, Duhul lui Dumnezeu este cu fiecare dintre noi. Și acel atribut extraordinar al Dumnezeirii, omniprezența Lui, se dovedește prin faptul că oriunde ai fi, dragul meu, mâine la servici, în călătorie, departe, acasă, în singurătate, în cămăruța ta, peste tot, Duhul lui Dumnezeu este în tine. Ne cuprinde acea neliniște când trecem prin momente grele. Sunt momente în care ni se tulbură inima, dar promisiunea extraordinară, împlinită față de noi, este faptul că Duhul lui Dumnezeu ne-a pecetluit. Duhul lui Dumnezeu rămâne cu noi și este în noi. V-ați fi dorit să fi trăit în vremea când a fost Domnul Iisus pe acest pământ? De multe ori m-am gândit, mi-aș fi dorit mult. Să-L aud pe El cum ne învață, să-L văd pe El la lucru, să fiu împreună cu El, dar îmi dau seama că noi trăim aceeași binecuvântare, pentru că un alt mângâietor de aceeași natură este cu noi și este
în noi. Este o mare mângâiere și cred că nu degeaba Domnul Iisus îl numește aici mângâietor. Este marea mângâiere pe care o avem că Dumnezeu locuiește în noi. Este împreună cu noi. Am încercat în aceste cuvinte puțin să pătrundem din frumusețea acestei promisiuni și modul în care vă inspiră Duhul lui Dumnezeu. În momentele următoare aș vrea să vă invit la rugăciune, să mulțumim pentru această prezență a Lui în noi, pentru locuirea Lui în noi, pentru protecția, pentru neliniștea care se duce, tulburarea și pacea, tulburarea care se duce și pacea pe care o primim, că El este în noi și cu noi, de oriunde sunteți. Haideți să mulțumim Domnului. Mulțumim. Amin. Mulțumim. De aceea, iartă-ne că de atâtea ori, Doamne, ne privăm de atâtea binecuvântări, Doamne, că nu trăim, Doamne, potrivit îndemnului Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Deci am vrea să lucrezi în viețile noastre, Doamne, să lucrezi sfințenie mai mult, Doamne. Am vrea să fim folositori lucrării Tale, Doamne. Ne-ai ales din lumea aceasta ca să ne folosești, Doamne, pentru salvarea sufletelor, Doamne. Conștientizează-ți trupul de la Emanuel, Doamne, din responsabilitatea aceasta, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca într-o zi când astăzi, ca astăzi, când se vă, Doamne, venirea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, fiecare dintre noi, Doamne, să ne cercetăm și să ne punem la dispoziția Lui, ca Tu să poți să-ți desăvârșești lucrarea prin noi. Și-ți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim. Așa este. Așa este. Mulțumim. Amin. Să mulțumim, Tatăl din Cer și Doamne Iisus, că din Tine s-a făcut Tatăl. Pe ce privește omul, i-a dat posibilitatea ca să fie mântuit. I-a dat posibilitatea ca să fie iertate pe toate păcatele din jertfa de pe cruce. Dar mai mult îți mulțumim acum pentru Duhul Tău cel Sfânt, care a fost trimis cu o adresă precisă, inima omului. Dorim atât
locuiește în noi. Da. De aceea ajută-ne ca să urmăm cuvântul tău și promisiunea ta, că atunci când vom pleca de pe acest pământ, vom fi cu tine. Cu tine Tatăl, cu tine Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duh Sfânt. Îți mulțumim că nu ne lași să fugim, îți mulțumim că ne călăuzești, că ne conduci și că ne cercetezi. Continuare dorim ca cercetarea ta să fie de plin și cuvântul tău să fie mângâietor pentru inima noastră. Ajută-ne ca să trăim după voia ta și în toate fiți lui Dumnezeu la locul tău, acum și în veci de veci. Amin. Mulțumim. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fica mea, Doamne, care fi lăută. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Amin. Amin. Sorani. Da. Îți mulțumim pentru călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Îți mulțumim pentru convingerea de păcat. Mulțumim. În inima noastră. Doamne, te rog să ne ierți pentru fiecare moment când n-am ascultat și nu ne-am lăsat călăuzirea Duhului Tău. Doamne, iartă. Dumnezeu nostru, stăm înaintea Ta și Tu ne știi pe fiecare parte, știi că suntem slabi, știi că suntem neputincioși. De aceea te rugăm, Doamne, ajută-ne să stăm la dispoziția Ta. Amin. Să ne lăsăm călăuziți de Tine, să ascultăm șoapta Duhului Tău. Și te rog frumos, Doamne, dă-ne înțelepciune și discernământ ca să putem deosebi lucrurile. Da. Te rog din toată inima, ajută-ne să ne lăsăm călăuziți în toate detaliile vieții noastre de Duhul Tău. Și te rog același lucru pentru toți cei dragi noștri. Doamne, strigăm către Tine pentru copii, pentru părinți, pentru frați, surori, pentru soți și soții. Dumnezeul nostru, Tu știi pe fiecare, am luat unde sunt. Te rog prin Duhul Tău Sfânt și prin puterea Lui, Doamne, cercetează și adu-i la picioare. Te rugăm. Îți mulțumim că Tu ai murit, Doamne Iisuse, pentru fiecare în parte și de aceea credem că ai îndurare și pentru ei. Te rugăm. Amin. Doamne, exact ca un copil, de multe ori și inima mea este cuprinsă de frică atunci când trebuie să pășesc în necunoscut, atunci când sunt experiențe noi, când privim la viitor și nu știm ce este în viitor. Dar, Doamne, îți mulțumim pentru mângâierea ce ne dai prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru minunea ca Tu, un Dumnezeu infinit, să decizi să locuiești în noi, să fii cu noi și să rămâi cu noi, să ne călăuzești. Doamne, vrem să luăm aminte la călăuzirea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că și dacă vine furtuna, așa cum ai fost o altă dată cu ucenicii, Duhul Tău cel Sfânt este cu noi. Dacă vine încercarea, Duhul Tău cel Sfânt este în noi. Dacă trebuie să pășim în necunoscut, Duhul Tău cel Sfânt este cu noi. Doamne, fii lăudat pentru aceasta. Vrem și noi să lăsăm Duhul Tău să lucreze în noi. Vrem și noi Duhul Tău cel Sfânt să aibă control asupra vieții noastre. Deciziile pe care le luăm să le luăm doar sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. De aceea dăm la o parte toate îngrijorările, pentru că știm că ești cu noi. Nu vrem să ni se mai tulbure inima, ci vrem să se umple de pacea Ta și pășim în viitor împreună cu Tine. Fii glorificat, Domnul nostru. Amin. Amin. Ocupăm locurile și lăudăm.
provocare unită cu rugăciune, Biserica lui Hristos, scoală-te, pentru că ai un însoțitor care te călăuzește și te ocrotește în calea către cer. De dimineață m-am bucurat împreună cu fratele Vasile Bindea, cu frații de la Berini, și Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt despre Duhul Sfânt, Mângăietorul, ca fiind tovarășul nostru de călătorie, însuțitorul nostru nevăzut către cer. Și ultimul punct al mesajului era legat de faptul că Duhul Sfânt pregătește mireasa pentru întâlnirea cu mirele ei. În calea noastră către cer, în dorința noastră de a fi mai plăcuți Domnului, mai sfinți și mai curați, acea mireasă fără pată și fără zbârcitură, Duhul Sfânt își împlinește lucrarea lui tainică de pregătirea miresei pentru mirele, asemenea lui Eleazar, care s-a dus la porunca stăpânului său Avram până în Mesopotamia ca să aducă de acolo o soție pentru fiul robului său, pentru Isaac. Aduceți aminte de faptul că Eleazar a pus înaintea Domnului semne, Domnul i-a confirmat călăuzirea, s-a întâlnit cu Rebeca la fântână, a intrat în dialog cu părinții ei, cu familia ei, i-a făcut și pe ei să înțeleagă că era voia Domnului ca Rebeca să fie soția lui Isaac. I-a dăruit daruri și a asigurat-o de caracterul stăpânului și de tot ceea ce va urma și apoi a însoțit-o atunci când Rebeca a spus, da, vreau să merg cu omul acesta într-o călătorie necunoscută. Eleazar este un prototip vechi testamental al Duhului Sfânt, cel care ne însoțește pe noi, mireasa, Biserica lui Hristos, până la întâlnirea cu mirele. Ne bucurăm de faptul că în această dupămasă, în a doua zi de Rusalii, suntem împreună în locul acesta, în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, cel care ne-a fost dat să fie cu noi și să rămână în noi, să fie mângăietorul nostru, călăuzitorul nostru, cel care să ne învioreze inimile prin tot ceea ce Domnul a pregătit pentru noi. Amin. Salutăm frați și surori de la alte biserici care sunt împreună cu noi în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta dorim să ne bucurăm ascultând poezie spre slava lui Dumnezeu, solouri, cântarea corului și apoi mărturia cuvântului. Dar în mod special ne bucurăm să ascultăm o mărturie din partea unuia dintre candidații pentru botezul non-testamental de duminică. Sora Marinela este în mijlocul nostru și la vremea potrivită o vom invita să depună mărturie despre ce a făcut Domnul Iisus prin Duhul Sfânt în viața ei. Până atunci, haideți să ne bucurăm ascultând o poezie declamată de sora Carmen Dragomir și apoi fratele Sorin Tănaș, laudă pe Domnul printr-un solo. Suntem în sărbătoare încă, așteptăm încă o sărbătoare și duminică și 4 iunie pentru mine este o zi foarte însemnată. Eu consider că nu doar ziua când faci un legământ cu Domnul este importantă, ci toată trăirea apoi. Am mai observat că de fiecare dată în jurul acestei zile am o stare mai emoțională, am mai multă, simt mai multă bucurie, dar totodată vine cel rău și anul trecut, și anul acesta și vrea să-mi strice bucuria și să-mi fure, să mă umbrească. Dar azi dimineață când m-am trezit, m-am gândit să, acolo pe genunchi, să las ca Duhul cel Sfânt să mă întărească și să nu las ca cel rău să aibă izbândă în viața mea și vreau să vin cu mulțumire peste voia celui rău. Vreau să mă ancorez mai tare în Domnul și împreună cu El știu că voi fi biruitoare. Doamne, bucuroasă sunt că ai pus mâna pe mine și ai făcut minuni mereu în dreptul meu. Sunt una din lucrările tale dragi, făcute de tine, în care ai pus valoare, înconjurându-mă cu brațul tău. Cu binecuvântări cerești, te arăți fără zăbavă, ca fulgi ce zboară din înălțime, ziua întreagă, și se lasă ușurel peste viața mea, ca să văd că ajutorul este doar din partea ta. Nu am merit pe măsura îngrijirii acordate, căci de mică am fost pusă mereu în bac al din spate.
dar Tu ai făcut ca acel loc din spate să fie un rai pentru mine, cu prezența minunată și puterea pe care Tu mi-ai dat-o. Căci și cel rău adesea se bagă fără măsură, căci știe că-s fica Ta, oglindind a Ta făptură. Vine până în dreptul meu și dă tulburări și chin, dar Tu mi-ai apărat viața și am simțit asta din plin. De aceea îți mulțumesc, căci ai fost Tu partea mea și în iubirea Ta de sus am văzut harul în ea. Pas cu pas, din partea mea, lasă în ruga cu ardoare mii de mulțumiri aduse și întinse pe cărare. Strâng la piept cuvântul Tău, izvorât din slăvi divine, și Te rog încă o dată, Doamne, să cobor la mine. Îți dau cinstea și onoarea, slava care Ți se cuvine, și cu drag doresc să-Ți spun, Te iubesc nespus, Stăpâne. Amin. Ca și credincioși născuți din nou, cred că ni se întâmplă destul de des să nu conștientizăm suficient importanța Duhului Sfânt în viața noastră. Și de multe ori uităm că El este pentru noi un sfătuitor, un mângâietor, un călăuzitor. Este acel susur blând care ne șoptește și ne dă îndrumare. Aș vrea ca următoarea cântare să ne conducă pe toți într-o rugăciune comună, unită înaintea Duhului Sfânt și ea să ne apropie mai mult de Cel care este mângâietorul nostru. Sfinte Duh, lumina Ta, lumineze calea mea, umbra nopții s-o alungi, zorii zi. Sfinte Duh, puterea Ta să-ntărească viața mea.
aduce aminte de fratele Jean Staneschi, care a făcut cuvintele, textul la acea cântare, Scoală, Biserică. Aș dori să mai reluăm în seara aceasta cântarea altui om muzician de valoare, de demult, fratele Ioan Chișmore, Cobori. Oh,
Atunci când Duhul Sfânt vine și se pogoară, El vine ca să dăruiască putere de mărturie. Veți primi o putere, spune Domnul Iisus, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Nu numai apostolii, nu numai lucrătorii și predicatorii, ci fiecare creștin în dreptul lui este chemat să fie un martor al lui Hristos. Un martor este cineva care depune mărturie despre ce a văzut și a auzit. Un martor este cineva care spune ce a făcut Domnul în viața lui. Și seara aceasta ne bucurăm să ascultăm o mărturie prin cuvintele pe care sora Marinela le va avea pentru noi. Sora Marinela, Domnul să te întărească cu curaj și putere să spui ce a făcut Domnul în viața ta. Pace. Mă numesc Costescu Ribana Marinela și am 38 de ani. Am copilărit în Ardeal la bunicii mei, care erau niște oameni credincioși. Ei m-au învățat despre Dumnezeu și cum să mă rog. Când aveam 8 ani, părinții mei s-au pocăit și, frecventând biserica împreună cu ei, am început să cunosc mai multe despre Dumnezeu și cuvântul Său. Dumnezeu m-a binecuvântat cu două fete minunate. La vârsta de 34 de ani am rămas însărcinată cu cea de-a doua fetiță. Când eram în a 7-a lună de sarcină, am aflat că fetița are un rinichi polichistic. Doctorii mi-au spus că la naștere s-ar putea să nu trăiască, dar eu m-am încrezut în Dumnezeu și am dus sarcina până la capăt. După ce am auzit această veste rea, am început să mă rog mult la Dumnezeu să-mi țină copilul în viață și i-am promis că îl voi sluji toată viața mea. La naștere, fetița a supraviețuit și a văzut astfel mână și am văzut astfel mâna lui Dumnezeu. La două luni, Bianca a fost operată și am văzut din nou mâna lui Dumnezeu. În timpul îndelungat, petrecut prin spitale, am văzut cum Dumnezeu lucrează pentru mine, deschizându-mi toate ușile și făcându-mă să capăt trecere în fața doctorilor fără a plăti. Din anul 2006, din timpul sarcinii, am început să frecventez regulat Biserica Emanuel. Doresc să închei un legământ cu Dumnezeu pentru a respecta promisiunea făcută. Aș vrea să ajung să o văd și pe Bianca, slujindu-i lui Dumnezeu în Biserica Emanuel, mărturisind tot binele pe care Dumnezeu i l-a făcut. Sora Marinela, cred că pentru sora Elena Boldiș, rămâneți aici în față, pentru sora Elena Boldiș, mama sora Marinela, este un moment de mare, mare emoție și bucurie, un moment mult așteptat și pentru noi e un moment așteptat. Am avut ocazia să o cunoaștem mai bine pe sora Marinela, pentru că dânsa face curățenie la grădiniță și ne intersectăm drumurile aproape în fiecare zi. Ne bucurăm de faptul că Domnul a fost cel care a înlăturat toate obstacolele care au împiedicat-o să ajungă la momentul acesta, să depună mărturie despre Domnul. Și credem din toată inima că lucrarea Duhului Sfânt în viața sorei Marinela a fost una autentică. Prin încercări și situații grele prin care Dumnezeu a trecut-o, Dumnezeu a conștientizat-o de nevoia de a se apropia de Dumnezeu și ne bucurăm de hotărârea aceasta și dorim din toată inima ca Domnul să asculte rugăciunea și dorința și pentru Bianca și crescând de mică și cunoscând cuvântul lui Dumnezeu să poată să slujească și ea pe Dumnezeu. De asemenea, Domnul să se îndure de soțul dumneavoastră și Dumnezeu să-l cerceteze cu mântuire. Nu e de ajuns să fie doar un om moral și un om bun care să nu vă împiedice să-L urmați pe Hristos. Ne dorim ca întreaga familie să-L cunoască pe Dumnezeu. Amin. Frați și surori, cât sunteți de acord să o acceptăm pe sora Marinela la botezul de duminică? Mulțumim pentru mâna ridicată și mâna aceasta ridicată, sora Marinela, vrem să fie încurajarea noastră ca biserică, că ne bucurăm de decizia dumneavoastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute să rămâneți credincios pe calea aceasta Domnului până la moarte. Amin. Haideți să ne ridicăm și haideți să o aducem pe sora Marinela înaintea Domnului. Aș vrea să rog pe sora Alina Tănaș, care este la grădiniță, să o aducă înaintea Domnului în rugăciune, și pe sora Aurica Maleș.
Slavă ție, Doamne! Da, Doamne! Da. 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 Amin. 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 Sora Olivia. Cu mulțumire dorim să ne închinăm înaintea ta, Părinte, să-ți mulțumim încă o dată că ușa harului tău nu s-a închis. Slavă ție, Doamne, pentru harul tău. Da. Și oamenii se întorc la tine. Mulțumim, Doamne Iisuse, că putem constata acest lucru în această seară. Faptul că sora noastră, Marinela, dorește să te urmeze pe tine. Mulțumim. Doamne, mulțumim că nu este doar bucuria noastră, ci este bucuria celui întreg. Atunci, un păcător se întoarce la tine cu pocăință. Doamne, Tu te rog frumos să crezi la inima ei și în continuare. O credință în mâna Ta, Tu să-i porți de grijă. Doamne, și prin mărturia aceasta depusă aici, în fața marturilor văzuți și nevăzuți, să fie o mărturie fie și reală, nu doar aici, ci pentru familia ei întreagă, pentru familia ei lărgită. Doamne, binecuvintează și pe ei cu mântuirea Ta. Amin. Și fă-o, Doamne Iisus, o mărturie și pentru vecini, pentru cunoștințe, pentru rude, pentru neamuri. Și în toate lucrurile dorim ca numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin. 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 Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Puteți merge la loc. E momentul să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie, dar până când intrați cu săculețele de colectă, dați-mi voie să fac două anunțuri. Următoarea ocază de închinare este joi la orele 19. Ne bucurăm să ascultăm cu acel prilej și celelalte mărturii pentru botezul de duminică. Duminică de dimineață de la 10 este botez și după masă cina Domnului. Haideți să ne unim în cântare și în laudă. Cântăm cântarea de la numărul 532, Râu al binecuvântării, Duhul celui veșnic viu, vino cu timpuri de pace, umple însetatul pustiu. Râu al binecuvântării, Duhul celui veșnic viu, vino cu timpuri de pace, umple-nse cadul pustiu. Deschidem Sfânta Scriptură și urmărim cuvântul lui Dumnezeu, cum este scris în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 5, de la versetul 8, pagina Scripturilor 1148.
Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la lumină este lumina. La iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă rugăm să ocupați locurile, corul laudă pe Domnul. Să asculte Domnul această rugăciune și să ne vorbească prin cuvântul Său și prin Duhul Său. Înainte de a asculta cuvântul vestit prin fratele pastor Dan Maleș, dați-mi voie să mai fac un anunț important care l-am omis și aseară și am promis că în seara aceasta îl fac. E legat de tabăra de copii de la Șiștarul Văz de la sfârșitul acestei luni.
pentru că sunt încă 3 săptămâni până atunci, rugăm părinții care încă nu s-au decis să ia legătura fie cu sora Estera Cioloca, fie cu sora Mihaela, cât de urgent în legătură cu înscrierea copilului la această tabără. Dumnezeu să binecuvinteze și lucrarea aceasta. Amin. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile care sunt legate de ceea ce înseamnă sărbătoarea în care ne-am angajat, care o isprăvim cu ajutorul lui în seara aceasta. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lămurească lucruri pentru viața noastră, lucruri importante. Era sărbătoare la Ierusalim, o sărbătoare care își pierduse și ea semnificația. Ce ne scrie omul lui Dumnezeu Maleahi, mânat de Duhul lui Hristos, de Duhul Scripturilor, este înfiorător când te uiți la istoria poporului, în ce condiție a ajuns, ca să nu zic mai rău. Erau atunci însă la Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer, dar evrei. Puterea lui Dumnezeu despre care vorbește Domnul Iisus Hristos cu 10 zile înainte de aceasta, vine peste ei, se manifestă, se întâmplă acolo lucruri nemaipomenite, minunea lui Dumnezeu. Și spre surprinderea adunării de acolo, cei ce sunt ucenicii Domnului se ridică și încep să vorbească în limbile națiunilor prezente la adunarea, la sărbătoarea evreilor. Și vorbesc lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. E clară sublinierea limbi înțelese, pricepute, de cei care vin de nu știu unde, din toată Asia Mică, din Egipt, din Creta, din Damasc, se întâlnesc aici și aud cum oamenii ăștia nepricepuți deodată, pe lângă limba noastră, știu să vorbească limbile în care noi ne-am născut. Era un mare semn de întrebare. Era lucrarea lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus o anticipase în discuția cu ei la întâlnire cu 10 zile înainte de asta. Mânat de puterea lui Dumnezeu, Petru se ridică și are loc cuvântarea lui de acolo și le spune lucruri care ei nu le-au mai auzit. Lucrurile astea e clar că sunt întărite de puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin ei peste adunarea de acolo. Era clar că cuvântul lui Dumnezeu taie și el face descoperiri interesante și e caustic chiar în vorbire. Când le spune lucruri ca și astea, voi l-ați omorât pe Domnul Slavei. Cu alte cuvinte, nu vii greu, nu vii destul. Ați nesocotit pe Domnul vieții, n-ați vrut să auziți nimic despre el. Dar uitați, David a scris despre asta și când aude David, le sare inima. Chiar? Și rămân muți. Și Petru se duce mai departe și spune cuvântul lui Dumnezeu mânat de această putere. 3000 de suflete au fost răpunse la inimă, ni se spune din cuvânt acolo. Dar ieri de dimineață, fratele Mare sublinea, nu pentru că a avut loc minunea aia, limbile ca de foc peste ei și vorbirea, ci pentru că s-a predicat cuvântul sub autoritatea Duhului lui Dumnezeu care a venit pe pământ. Am vrut să învățăm ieri, îngăduit să subliniez, nu minunea aduce mântuire, cuvântul aduce mântuire. Cine mână cuvântul însă este Duhul lui Dumnezeu și când îl mână el, ăsta va fi cu efect. Și problema mea în seara aceasta este să înțelegem unde suntem, să pricepem că avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, care este mare, care e la îndemâna noastră, care ne-a dat-o și care e suficientă. Atunci, ni se spune în partea de aici, din Cartea Faptele Apostolului, și la ăstea 3000 se adaugă alții și alții și 5000 aflăm și adunarea crește, atunci însă 3000 de oameni, îmi place să spun, au hotărât să trăiască o viață nouă și să intre într-o relație nouă. Au hotărât să schimbe totul, să înțeleagă că au afaceri cu Dumnezeu și că nu-i jucărie și că El și-a trimis pe Fiul Său pe pământ și că problema mântuirii noastre este rezolvată de acum. Sigur, Cartea Faptele Apostolilor ne vorbește de alte minuni ce s-au întâmplat în istorie. Dar Cartea Faptele Apostolilor, noi spunem și predicăm despre ea că este o carte a lui Dumnezeu. Este scrisă și mânată de același Duh al lui Hristos. O scrie Evanghelistul Luca. Dar Cartea Faptele Apostolilor este o carte de trecere de la iudaism
la creștinism. Lucrurile care sunt aici, parte importantă, sunt importante pentru biserică, pentru viața de mai târziu. Dar norma de viață, de lucru, dacă vreți, norma după care se ghidează adunarea, este ceea ce găsim scris în epistole. Nu tot ce în Cartea Faptele Apostolilor se potrivește în lucrarea și viața bisericii. E clar însă că Duhul lui Dumnezeu este cel care îi mână pe oamenii ăștia, se întâmplă minuni și Dumnezeu este prezentat într-un chip special în relatările din Cartea Faptele Apostolilor. Oameni de rând, mânați de puterea lui Dumnezeu, care este mare, au atras prin cuvântul lor milioane de oameni la calea asta nouă, viață nouă și relație nouă, am putea spune. Și toate astea se întâmplă pentru că Dumnezeu a lucrat de așa manieră. Putem face logica simplă, sau întrebarea simplă care se naște aici, că dacă nu venim la lucruri practice sau la lucruri care ne vizează pe noi, atunci ce învățăm? Simplu de aici ar fi întrebarea, cum trăiesc sau cum ar trebui să trăiesc eu ca să am parte de lucrarea Duhului Sfânt, de prezența Duhului Sfânt, de umplere cu Duhul Sfânt, ca mai apoi să fiu mijlocul pe care îl folosește Dumnezeu ca să-și împlinească programul de răscumpărare și de mântuire a oamenilor. Cum? Dragilor, realiști fiind, cu picioarele pe pământ, nu vreau să fiu negativist în cuvântul meu, vreau să fiu realist. Și unde greșesc, Dumnezeu să îndrepte și Duhul să facă lumină. Dacă observăm bine și ne uităm, eu umblu mai mult decât voi toți, prin adunările care țin de comunitate, care țin de misiunea noastră și dincolo, în Serbia. Fraților, ce observ este că calea pocăinței, acum ușor spus, creștinismului, e adevărat, creștini s-au numit cei din Antiohia și de acolo urmașa lui Hristos înseamnă creștin. Dar așa nu exprimă pentru mine tare mult, așa vag. 85% sau 95% de români sunt creștini. Eu nu mă pot identifica cu această expresie. Îmi place să spun, calea pocăinței este în principal pentru oamenii care vin la adunare. Știți, este în principal. Cred eu așa. Este un spectacol. Vă rog, după slujbă, răspund la întrebare dacă am supărat pe cineva sau dacă n-am fost suficient de clar. Pentru ei, însă a fost o experiență reală. Când zic asta, mă gândesc la bisericile care se golesc, la biserici în care frații au obosit tare pe cale, biserici care se închid. La Săvârșin, un an și jumătate în urmă, 2500 de locuitori, satul unde una din reședințele regelui, fac slujbă de închidere, frații din comunitatea de Arad. Noi am fost aseară la Gruni, ieri după masă, și fratele Nicu Crăciun a intrat în dialog cu fratele Birgean și l-a întrebat cât sunteți. A mai rămas 15 și din ăștia jumătate vin. Unde sunt ceilalți? Am venit la Topolovăț. Erau 10. Obosit și ei. Mi-a fost bucuria de dimineață să fiu la Forga Ciohaba împreună cu Vasile, cu Miron, cu soția lui și cu copilul. Și să vedem acolo că era un alt spirit, o lucrare la început. Dragilor, pentru ei, pentru ucenici, era o experiență reală, ceea ce ne este spus despre lucrarea asta. Pentru noi a devenit o chestiune așa de consum. Dincolo de aici, dincolo de cadrul nostru, ce se întâmplă este dramatic.
Am avut o conferință cu comunitatea, dați-mi voi numai să vă spun lucrurile astea, ca să vedeți unde suntem, cu comunitatea, un anume cerc din comunitate. Am fost pregătit să avem o masă cu ei de 70 de persoane. Din ăștia am fost 30. 30 pentru că au venit mai mulți din adunarea noastră, fiind slujba aici, în biserica noastră. Și fratele Mihai Totoreanu pune în sfârșit întrebarea celui care a ținut una din prelegerile de aici, fratelui Neagoie. Și a zis, de ce așa? Și răspunsul lui a fost printr-un exemplu care e interesant. Noi suntem problema. E problemă la Gruni, e problemă la Lalașinț, e problemă la Topolovăț, e problemă la Berin, e problemă la Duboz, e problemă la Șipet, e problemă la Comanda, e problemă la Dudești, pentru că noi suntem problema. Noi suntem problema. Dragilor, suntem în starea în care reducem calea crucii Domnului Iisus Hristos, calea mântuirii, la o regulă de viață. Și eu vreau să vă spun că întâlnesc bărbați și femei care vin la adunare, nu vorbesc despre dumneavoastră cei prezenți, vorbesc de celelalte biserici, care vin la adunare pentru că trebuie să vină duminică după masă la adunare, dar nu se întâmplă nimic. De ce? Dar asta nu-i glumă, asta e trista realitate. Sau nu vin deloc. Sau dacă vin, totul este așa, consum de program și nimic mai mult. Viața rămâne aceeași, acționează în aceeași condiție. Nimic nu ne prinde. Ucenicii de atunci, și nu numai, biserica de la început a fost invadată de puterea lui Dumnezeu și oamenii ăștia trăiesc în mod supranatural. Dar Duhul lui Dumnezeu care a fost dat și care ne este dat și nouă mai apoi, e numai pentru vremea aia, pentru noi și-a încetat puterea de lucrare. Ucenicii ne stau de exemplu și mărturie și ne uităm la ei acum și vedem că după ce au fost înzestrați cu putere de sus, după ce i-au umplut puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, sunt gata să biruiască orice împotrivire a celui rău și merg până la moarte. Eu cred în echipare aici la adunare, cred în părtășie, cred în chinare, cred în toată lucrarea asta. Dar știți ce nu aș vrea să înțelegem? Că dincolo de aici e important să-L mărturisim pe Domnul. Suntem chemați să-L mărturisim și să fim martorii Lui în cadrul nostru, dincolo de noi și până la marginile pământului. Joi seara, fratele Bill traducea una de Marius, probabil că ar ști să o spună mai cu detalii, dar Bill zicea așa că a fost întrebat, l-a întrebat cineva pe Gypsy Schmidt, evanghelistul ăsta țigan, de ce nu încep trezirile? Și au zis, fă un cadru în care te miști tu, trage-l cu creta, trasează-l, pune-te acolo, uită-te la tine și zi așa. Trezirea nu începe că eu nu m-am trezit. Ne dorim mai mult, dar ne mulțumim cu puțin. Nu e din biserica noastră și nici din misiunea noastră, i-au îngerat o vreme însă biserica aia. Să vedeți până unde duce el răul, știe să împingă lucrurile. Și un frate din biserica aia îl găsește pe un altul, tânăr, ăștia mai la 40 de ani. Îl găsește beat și în șanț, îl pune în mașină și îl duce acasă la tatăsul, că ăsta trăiește și e diacon. Diaconul bisericii de acolo. Și acum îmi spune fratele, măi, duminică a fost cina. Și am așteptat să văd, m-am uitat la el. Are curajul să întindă mâna? Și-a zis, cu tupeu, frate, parcă nu s-a întâmplat nimic. Îmi spune mie, nu-i spune păstorului de acolo, pentru că ne cunoaștem. Și eu zic păstorului. Și zic, oprea, uite, te rog să mă iei de martore. Și spune eu tot ce am de spus. Dacă ție ți-e greu, dar vreau să mă iei de martore în discuția care s-a dus singur. Că a zis că e mai bine așa și eu am apreciat. Și după ce s-a dus, știu, a spus, frate, asta a fost de mult, nu mai am probleme, s-a vindecat rana, s-a vindecat problema. Dragilor, oameni ca ăștia sunt oamenii care au plinătatea Duhului lui Dumnezeu, a venit investiția lui Dumnezeu peste viețile noastre, datul care, Duhul Sfânt care ne-a fost dat, ne-a prins de puterea lui Dumnezeu și trăim și acționăm în virtutea ei sau a devenit totul o regulă de viață pentru unii
consumism de program, pentru ei a fost o experiență reală. Fraților, eu nu pot să cred că doar la atât se limitează la venirea la adunare slujba noastră, dar cred că nu vom avea putere dincolo de aici să stăm drept, să-L mărturisim pe Domnul, să spunem la alții despre El, dacă nu lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne umplă. Vă zice cum? Și asta este subiectul meu din seara asta. Cum? Simplu, îngăduiți, dați-mi voie să anticipez răspunsul și după aia să încerc să vin cu câteva sublinieri și motivații. Două lucruri eu cred. Prima, sau din pricina faptului că nu suntem suficient de credincioși, nu are loc plinitatea Duhului Sfânt. Din pricina, al doilea lucru, din pricina faptului că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și nu-L înțelegem pe Dumnezeu din cuvântul care ne este descoperit, nu suntem plini de Duhul Sfânt. Pentru ca să căpătăm Duhul Sfânt, pentru ca să fim plini de Duhul Sfânt, trebuie să fim credincioși. Funcție de credincioșia noastră, Dumnezeu ne umple cu Duhul Său și funcție de cunoașterea noastră de Dumnezeu, noi acționăm și trăim în virtutea Duhului pe care ne-L dă Dumnezeu. Nu trebuie să plătim niciun preț, nu trebuie să facem slujbe și să ne pregătim teologic, nu trebuie să știm hermeneutică pentru asta, nu trebuie, dar trebuie să fim credincioși Dumnezeului care ne-a dat Duhul Său în momentul când am acceptat prin credință că jertfirea Domnului Iisus a fost destulă pentru dreptățirea noastră și trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu din cuvântul Său. Poporul meu moare din lipsă de cunoaștere. Domnul Iisus Hristos este preocupat ca noi să cunoaștem lucrul acesta și Duhul lui Dumnezeu vine în viața noastră în măsura în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și esența lucrării sale. Dragilor, eu cred în educație. Sunt convins că într-o lume ca și asta, acum să te duci în școlile de stat și să faci rânduială acolo, este imposibil. Cu puterile noastre nu. Și societatea se duce pe o râpă pe care nu mai poate să o oprească nimeni. Dar cred că pentru mine, pentru voi, pentru oamenii care venim în casa lui Dumnezeu și joi, seara și duminică, dimineața și duminică după masă și mai citim cât citim, că nu vă verifică nimeni. Dom'le, asta este o educare și asta este destul pentru ca eu să-L cunosc pe Dumnezeu, să fiu credincios prețului care L-a plătit la cruce, să conștientizez că asta mi-e destul pentru mântuirea mea și să mă umplă Duhul lui Dumnezeu. Și mai apoi eu să acționez în virtutea acestei plinătăți și în virtutea acestei realități. Nu trebuie pentru asta să mă duc nicăieri. Două lucruri. Suntem goi de Duhul lui Dumnezeu din lipsă de credință. Al doilea lucru, din lipsă de cunoaștere de Dumnezeu. Am zis că educația de aici, spuneam acum unea din cei care au venit să ne explice dorința lor la să fie botezați, asiguram că e important să stea lângă cuvânt. E important într-o lume ca și asta, în care suntem tare aglomerați, în care alergăm de dimineața până seara ca să facem ceva. Că numai unul care, habar n-are, sau chiar e puturos, așa, nu vrea să facă nimic, numai asta nu-și găsește de lucru. Dar cine vrea să facă, poate să stea așa nepăsător de ceea ce ne cere viața, dar în același timp. Vorba lui fratele Miron, o zis, mă, abia apuc să vină joi seara. Abia apuc să nu pierd niciuna din subiectele de acolo, că sunt interesante. Și mie îmi place să vin cu caretul de notițe. Și am mai spus asta, dar vă spun că de multe ori în serile de joi am fost prea obosit și am zis, așa mi-ar place să stau acasă. Dar știți ceva? De fiecare dată am mulțumit lui Dumnezeu că am fost prezent. Dom'le, și atunci îmi impun ca regulă și normă de viață. Nu poți să citești acasă, n-ai timp, te trage, ești obosit, ești frământat. Dar fă timp. Cred în educație. Și de aceea cred că aici, și în școala copiilor, și în școala duminicală, și ce facem noi peste săptămână, slujba noastră
și lucrarea care o facem poate fi binecuvântată de Dumnezeu mai apoi. Stă Andrei aici de mărturie. Și pe unde merg cu el sau mergeți voi cu corul tinerilor, îl punem să spună cum s-a întors la Domnul, că în urmă cu atâția ani a fost o mamă care nu a găsit altă școală și a găsit școala noastră. Uite acum mama nu vine la adunare. Mi-aduc aminte de bunicul că a fost coleg cu mine la depo și l-a ducea de mână pe Andrei aici până a fost mai mare. Și s-a dus și el la cele veșnică. Într-o discuție cu el, cu sânnic, eram toți trei și a zis că el ar vrea să boteze nevasta, nu el. Adică bunica lui Andrei, nu el. Și să se cunoască calea mântuirii. Dar închid paranteza. Eu cred în educație. Discutam cu sora Marian Radu, care toată viața a fost în educație și a fost profesor de geografie și îmi spunea despre ceea ce a crezut ea despre educație și modul în care trebuie făcută educația. Acum, asta e o altă chestiune și ține probabil de altă vreme și de școală. Noi suntem aici să înțelegem însă că e important să facem efort ca noi și copiii noștri să cunoaștem cuvântul, să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să fim credincioși Dumnezeului care ne-a mântuit prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Sunt resursele lui Dumnezeu la dispoziția noastră dacă vrem să fim serioși cu El. Fraților, avem bogăția Duhului lui Dumnezeu în noi, cu noi, insista fratele Emanuel mai înainte la rugăciune, să ne explice că e Dumnezeu cu noi. Se potrivește exemplul ăsta, probabil circulă prin avoane, probabil că l-ați auzit, un fermier în Statele Unite, în Texasul de vest, a zis că avea o arie mare care era proprietatea lui și acum a intrat în faliment, s-a dus la guvern să ceară bani și i-a fost rușine, el cu așa proprietăți în faliment și nu mai poate să facă față, dar era și așa durere, de zeci de ani stătea acolo pe proprietatea aia, cum să renunțe și de ce să se apuce și ce să facă. Și se spune că într-o zi a venit un grup de geologi cu o mașină, s-a oprit în dreptul casei lui și a zis: domnule, vrem cu tine. Am înțeles că aici sub tine este un zăcământ important de țiței. Lasă-ne să forăm. Și ăsta a zis: ce am de pierdut? Încercați, luați locul unde vreți voi. Și undeva la marginea proprietății. Și au forat. Și după ce au forat, au descoperit acolo la 350 de metri adâncime, nu știu dacă asta e mult, fratele Radu poate să vă explice, dacă am înțeles bine, 80.000 de galoane de țiței pe zi. Băi, el stătea pe bogăție incomensurabilă și trăia ca un om cerșitor la guvern, care a intrat în faliment și nu conștientiza de ce are el, dragilor. Noi îl avem pe Dumnezeu, mă pricepeți voi. Dar El dă de mâna noastră, este cu noi, ne dă asistența Lui și vrea să funcționăm ca niște oameni normali, dar avem ființa îndoită. Gândim ca niște copii din curvie, care n-au nici tată și n-au nimica. De ce? De ce să mă tem, ce să mă înfrice când mă las pe brațul Domnului? Domnul e aproape, am pace dulce când mă las pe brațul Domnului. Dragi ascultători, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copiii Lui. Amin. Și apoi, pentru unii, și suntem. Dar tuturor, cuvântul și Dumnezeu, prin Duhul Său, prin cuvântul Său vrea să ne spune că noi toți suntem iubiții Lui. Toți oamenii sunt iubiți de El. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Păi ce vrei mai mult? Vestea asta vreau să o duc peste tot. Vestea asta trebuie să o spunem, nu numai copiilor noștri, oamenilor de lângă noi. Trebuie să o facem cunoscut. Este vocea lui Dumnezeu prin gura ta. Toți oamenii sunt iubiți de Dumnezeu. Nu toți însă acceptă iubirea Lui și atunci trăiesc ca atare. Domnul Iisus, Evanghelia după Matei, la capitolul 7, spune vorbind despre acest Dumnezeu și Tată că următorul lucru, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Dumnezeu care este bun. Dragilor, ce mai mult de dar decât atât să ne dea Domnul? Credem că jertfa de la cruce este destul pentru îndreptățirea noastră. Și după ce credem asta, ne dă Duhul Său
și ne umple de Duhul Său în măsura credincioșiei noastre și în măsura în care cunoaștem voia Lui. Ne umple de prezența Sa. Ce să ne mai dea? Ne făgăduiește în urma acestui fapt veșnicia și împărăția în care El este Domn și împărăția în care El, care a Lui, care nu trece și domnia Lui nu se schimbă. Am studiat un an de zile sau luni de zile în șir lucrul ăsta anul trecut. Ce să ne dea mai mult? Și trăim ca niște oprimați. Problema lui Dumnezeu, așteptarea lui Dumnezeu însă este că vrea să lucrăm cu darul și cu hăruirea care o avem. Silviu Gavriluc, cunoscut pentru voi, pentru mulți din adunare, au zis, mă duc în România și în Atlanta, au spus la câțiva frați și au zis și s-a rugat, Doamne, eu mă duc acum în România și vreau să călătoresc de la Timișoara până la Iași, cu tren, să fie ziua, că vreau un compartiment să predic. Aici n-am la cine. Și-a venit acum și-a avut experiența asta și îmi povestește ce s-a întâmplat. Și cu Domnul i-a deschis. Și un bărbat și încă unul și-a ținut corespondență cu el. Pentru că un om din Atlanta, cu frică de Dumnezeu și cu conștiința și responsabilitatea celui care înțelege voia lui Dumnezeu cu el, s-a rugat ca să-i dea pe cineva care să-l evangelizeze. Fratele Florin mărturisea același lucru și într-o joi seara v-am spus. S-a rugat ca a doua zi călătorește la Arad cu mașina și cineva să-l oprească. Să-i facă cu mâna și o zis, ia mă, să mă iei cu tine. Și a început să-i predice după ce i-a făcut și l-a văzut pe ăsta. Și l-a pus mâna, după ce i-a spus câteva lucruri despre Domnul și s-a prezentat cine i-a pus mâna pe clanță de la ușă și a zis, oprește că mă dau jos. Și Florin a zis, nu pot aici, numai undeva, că nu pot opri pe drum până la Arad oriunde. Numai într-un loc unde, dar mai stai un pic. Și a mai spus un pic. Și la Arad mărturisește Florin, 40 de minute a stat cu mine și am predicat cuvântul. Fraților, se botează 5 acum frați. Dar cum să cheme numele Domnului dacă nu cred? Dar cum să creadă dacă nu aud? Dar cine să le spună dacă nu sunt trimiși? De unde să audă dacă nu-i predicator, zice Apostolul Pavel acolo? Și eu și tu am primit Duhul lui Dumnezeu, nu numai așa ca să fim noi bine băieții Domnului. Am primit Duhul Domnului și împlinătatea Lui să și acționăm în virtutea acestei realități. Nu vreau să vorbesc acum, am să spun ceva, dar prea mă vizează pe mine și după aia nu vreau să creez nimica. Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, fraților, nu este așa doar o adiere plăcută, doar o influență, nu este ceva ce vine de la Dumnezeu, ci este Dumnezeu. Eu cred despre Duhul Sfânt și voi sunteți de acord cu mine și am învățat asta de la catecheză, că Duhul Sfânt este Dumnezeu, are aceleași atribute ca și Dumnezeu, este egal cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul. E clar că înțelegerea lucrării Duhului Sfânt în viața noastră este prin cunoaștere de adevăr. E clar că prezența Duhului Sfânt în viața noastră este prin lumina care El vrea să o facă dacă noi vrem să acceptăm. Adevărat, cât de adevărat este aici cuvântul pe care îl spune Apostolul, calea crucii e o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și mai adaugă el. Și lucrurile astea duhovnicești nu pot fi înțelese de lucrurile firești. Și atunci când începi să vorbești în termenii ăștia, ăia de pe uliță o să zică, întorc capul după tine, unii tac, mai pudici, alții te bagiocoresc, alții te suduie, alții te ironizează, dar știi ceva? Asta este problema lor. Problema mea e să-L mărturisesc pe Domnul. Problema mea să stau drept. Problema mea este ca copiii noștri și cei din casele noastre să nu facă la școală hărmălaia și să trăiască ca ăia. Să bată profesoara, auzi. Și povestea Cătălin, nici nu pot să vă spun din Avon. Cătălin care a plecat de la noi, unul din copiii noștri de la casă. Prin nașterea din nou, Duhul lui Dumnezeu este Cel care ajută să cunoaștem plinătatea Dumnezeirii
și voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Puterea lui Dumnezeu, care este în noi, ne dă victoriile și în viața noastră de credință. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu vine nu pentru că îl cerem, nu pentru că suntem noi mai buni, ci pentru că suntem credincioși adevărului lui Dumnezeu și ne umple credincioși adevărului Dumnezeu în sensul mântuirii și ne umple de Duhul Său pentru că cunoaștem cuvântul și esența Dumnezeirii exprimată în cuvântul Său. Îmi place Tesaloniceni și este textul aproape de Biblia mea deschisă, Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4-8. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Fraților, nu vă lăsați influențați în gândire de diverși predicatori de pe uliță. Credeți că vă spunem cuvântul și stăm înaintea lui Dumnezeu cu frică și responsabilitate. Dumnezeu v-a dat Duhul Său cel Sfânt. Vi l-a dat și ni l-a dat. Este un text pe care vi l-am citit din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Dar același lucru pot să-l spun în cartea 1 Corinteni, capitolul 12. Dar același lucru în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Sunt sublinieri evidente din care trebuie să înțeleg. Nu de mult o fată, o femeie, nu din adunare, ci din misiunea noastră, a venit la mine și a zis: frate, am atâtea probleme cu fata mea de sănătate. Toate le-am făcut. Una singură n-am făcut-o. Nu am dus-o la cineva să o ungă. Și a zis: Marinela, tu știi cum scrie în cuvânt? Și după ce i-am explicat, mi-a zis că o înțeles. Acum de gura mea, chiar o înțeles, o lămurit-o Duhul lui Dumnezeu. Fraților, suntem îngenunchiați în fața diversilor învățători să vă povestească fratele Burghelea, care zic că ei au Biblia aici, habar n-au, dar știu să ducă oamenii în eroare și să ne încurce pe cale. Aș vrea să credeți că vreau să credeți că vă spunem adevărul, că nu vă încurcăm, că cel puțin eu și cu fratele Birgean de multă vreme ne-am exprimat în fața voastră poziția față de ceea ce înseamnă ungere și acolo scrie Iacov: dacă e cineva bolnav, să-l cheme pe prezbiter acasă, la acel bolnav. E problemă de credincioșie acolo. Un copil mic care nu știe nimic, care nici nu e retardat și care are o problemă serioasă de sănătate, eu mă duc să-l duc la păstorul X ca să-l ungă. Care chestie? Ce chestie e asta? Înțelegeți până unde se pot cobori? Dar oamenii, pentru că nu cunosc cuvântul, pentru că nu sunt credincioși Dumnezeului care i-au mântuit, atunci primesc orice. Și ne învață și ne determină așa să înghițim toate. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu se împlinește cu noi în momentul când credem și când ascultăm. Ascultăm cuvântul și înțelegem pe Dumnezeu și credem în jertfirea Domnului Iisus Hristos, atunci Duhul lui Dumnezeu vine și ne umple. Niciun text în Sfintele Scripturi nu ne învață să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-l dă și ne umple cu Duhul Sfânt în măsura în care suntem credincioși prețului care l-a plătit Domnul Iisus la cruce și în măsura în care suntem dispuși să-L cunoaștem pe Dumnezeu, esența Dumnezeirii și lucrarea lui Dumnezeu din cuvântul care ni se descoperă. Nu contest și nu suntem împotrivă, cred că sunt în asentimentul colegilor mei, să fie descoperiri de astea așa din noapte. Vorbește Dumnezeu când într-un fel, când în altul, dar știți când vorbește? Când a epuizat resursele prin care eu să înțeleg voia Lui. Atunci folosește resurse care îmi sunt potrivite cu mintea și înțelepciunea sa. Dar nu uitați că în adunare El a dat o echipă care să vă slujească, care să ne slujească și a calificat pe oamenii ăștia tot prin lucrarea Duhului Sfânt în a face slujba asta. Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt în meritul credinței în Domnul Iisus Hristos. Când inima noastră este dispusă ascultării și supunere față de voia Lui, atunci Duhul Sfânt este Cel care ne umple. Și încă un cuvânt am vrut. Obiectul credinței noastre este Dumnezeu, care se exprimă în cuvânt și rugăciunea noastră
trebuie să exprime încrederea noastră în cuvântul pe care îl avem. În felul ăsta, Dumnezeu este Cel care răspunde credinței noastre. Sunt imediat la capăt. Mă uit cu îngrijorare la adunare și la viitorul acesteia. E adevărat că îngrijorarea mea nu rezolvă problema. Noi însă, în echipă, dând mâna aici, sub binecuvântată ocrotire și lucrarea lui Dumnezeu, putem influența cadrul nostru. Putem influența locul nostru de viață, de activitate, prin mărturia noastră. Eu nu pedalez pe o lucrare în care noi să ajungem să fim caragioși. Dar nu pot să cred că este drept să te întâlnești mereu cu oameni și să nu le spui nimic despre Domnul. Cred că trebuie să fie prin felul că stau drept. Trebuie să fie prin că sunt un tip curat. Trebuie să fie prin vorba mea dreasă, cu sare și cu har. Dar trebuie să fie și un moment când îi spun direct. Nu că te bate Domnul, ci că Domnul te iubește. Orice om pe lângă care trec, orice om care există, îmi place expresia unui predicator din America, are nevoie cel puțin o dată în viață să audă că Dumnezeu îl iubește. Și știi ceva? Eu vreau să fiu ăla care îi spun asta. Trebuie să fiu animat de dorința asta. Mă rog și doresc din toată inima ca Duhul Scripturilor să ne ajute să înțelegem planul lui Dumnezeu. Amin. Duhul Sfânt să ne întărească poziția în care suntem. Frați și surori, resursele noastre sunt infinite, cum Dumnezeul pe care îl slujim și care ni s-a dat este infinit. De ce nu le folosim? De ce ajungem în impas? De ce biserica trece prin criză? Pentru că eu și tu suntem în criză. De ce nu are loc trezirea răspunsului lui Gypsy Schmidt, îmi place? Pentru că nu a început cu tine. Care este prioritatea vieții mele? Păi, trebuie să îngrijesc de toate. Trebuie să mă ocup de copii. Trebuie. Dar acum eu n-am nimic ca mai faptul că crești 10 copii. Dar asta e extraordinar. Și să fii și credincios. Și alții 15. Noi la orfelinat n-avem atâția. Și acolo avem 3 femei angajate, full time, și încă o femeie de noapte. Bă, dar asta e lucru extraordinar, o mamă și un tată, să crească atâția copii. Dar eu nu sunt bun de asta. Dacă cineva este bun aici, e problema lor. Dar am un rost prin care mă împlinesc, dacă vrei, răspund așteptărilor lui Dumnezeu. Acum când zic de asta, mi-aduc aminte de în călătoria noastră în Israel, evrei fundamentaliști nu fac armată, ei toată ziua se roagă și fac mulți copii. Asta e problema. Deci să aibă copii. Și sunt scutiți de tare multe taxe. Ceilalți care nu vor să fie ca ei cu ciucurii lungi, cu perciunii lungi și cu ciucurii la țoale, alți merg la armată și v-am spus, fetele la 18 ani, cu pușca în mână și cu automatul vezi acolo. Nu se discute. 2 ani de armată faci, băiete. Și dacă ești băiat, 3 ani. Acum, așa au gândit-o ei. Eu cred însă că prin descoperirea care o avem, Florin și cu Adi pe drumuri, Dan în altă parte, fratele în altfel, noi toți împreună, plini de plinătatea Duhului lui Dumnezeu, știți ceva? Putem, ăștia care suntem în seara asta și care venim joi seara, să-i capacităm și pe ceilalți și biserica să crească și să înflorească și cu entuziasm să plecăm de aici și pe ulița noastră și după noi să miroase pocăință. Sunt lucruri care am vrut să le împărtășesc cu voi în seara asta de Rusalii și vreau din toate inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. Ne uităm la adunările noastre și nu putem rămâne indiferenți. Nu am timp să vă spun ce se întâmplă dincolo de graniță. Este crud, e dramatic în comunitatea de români.
La sârbi nu poți vorbi de lucrare. Dacă e ceva la, în Serbia, este la slovaci. Dar și ăștia se plâng, acum și-și dau seama că n-au predicatori. Își dau seama că nu au pus bani deoparte și nu au cu ce să rezolve ceva pentru adunările lor. Nu predică zeciuiala pentru că le este teamă. Aduceți-vă aminte, la noi la sfârșitul anilor 80 și începutul 90, când am venit așa, ne-am schimbat și deodată au venit americanii și ne-au învățat și am început să strigăm în gura mare că zeciuiala este vrerea lui Dumnezeu. Și îl slăvim pe Domnul pentru voi toți care ați primit cuvântul și care vă faceți partea. Și avem resurse ca să facem lucrare. La ei nimic. Îmi zicea un frate, acum am îngăduit asta printre ele, ne-am dus de aici 300 de kilometri încolo, 300 înapoi și mă întreabă unul din cântăreții ăștia din fanfară. Și au zis, frate, Dani, bă, dar nimic nu s-a dat pentru benzină. Zic, mi-a dat Petrescu. Nici un leu. O singură biserică am întâlnit din 200 de vizite sau 300 de când merg eu acolo, o singură biserică din Silbaș, care a zis, frate, Dani, m-a oprit într-o zi și a zis, hai să-ți spunem, am făcut o colectă. Și am adunat 150 de euro și vrem să-ți dăm ție. Fă ce vrei cu ei. Și i-am dat la Vârșeț, la o nevoie sau lângă Vârșeț, la, nu mai știu acum, un sat sârbesc. Și am zis, uite, sunt pentru acolo, vă asigur înaintea Domnului că acolo merg. Dar vor lucrare. Își dau seama că n-au predicatori, își dau seama că n-au tineret în adunare, își dau seama că sunt goi și sunt confruntați cu atâtea lucruri care depășesc posibilitățile lor și sunt uimiți cum noi de aici mergem 300 de kilometri încolo, 300 înapoi și mergem pe spesele noastre și ei ne dau, dacă dormim la ei, asta mai rar se întâmplă, cazare, și ne dau de mâncare. Dar, fraților, nu vorbesc despre zeciuială acum. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care pot să ne dea bani și cu care noi lucrăm și facem lucrare și facem misiune. Mulțumim pentru biserica din loc, pentru efortul nostru conjugat în nevoile care sunt. Dar lucrarea asta nu poate să o primește un om firesc. Asta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu, care ne limpezește și ne lucrează. Vreți să fie bogăție la casa Domnului? Întreabă Maleahii. Cum să nu vrem? Atunci aduceți zeciuiel de voastre dacă vreți să facem lucrare. Dacă nu, fiecare cu pătrățica lui. Și atunci vrem să fie renaștere spirituală în România. Dragilor, vă las sub binecuvântată ocrotirea celui care poate să vă binecuvinteze și să vă însoțească, să vă ocrotească și să ne întărească. Țineți minte, în măsura credinței și ei noastre și în măsura cunoașterii noastre de Dumnezeu, vom fi un plus de Dumnezeu sau seci. Și atunci când te uiți la adunare și vezi că e lipsă și când vezi că nu vă spun acum că ni spre aici, când vezi că totul este numai consumism și mergem acasă și nu se întâmplă nimica, mai are rost să întrebi? De ce? Sunt programele astea de citit Biblia din scoarță în scoarță. De ce nu mă controlează pe mine cineva? Poate să facă fratele Emanuel Sundrea apel la conștiința mea până nu mai poate. Problema mea este a mea și de convingere. Este dacă vreau să-L urmez pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să întărească adunarea noastră și să putem lucra. Mă laud cu voi, să știți, în diversele locuri, cu dărnicia voastră, cu bugetul nostru, cu bugetul nostru misionar, cu tot ceea ce facem, cu oamenii care sunt aici și pe care îi cunosc și care fac misiune într-un fel sau altul. Misiunea noastră, de fapt, e o slujbă de evanghelizare, că ne ducem până acolo, evanghelizăm pe oameni și venim acasă. Nu ne-am mutat la Igriș ca să facem lucrarea acolo de un misionar. Dar cred că suntem chemați la ceea ce zice Apostolul în vremea asta a epocii, când oricine cheamă numele Domnului. Să-i ajutăm pe oameni să creadă? Și cum să creadă dacă nu aud? Cum să audă dacă nu le spunem? Cum să le spunem dacă nu trimitem predicatori, dacă noi nu facem lucrul acesta? Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat în veci. Amin. Thank you.
Amin. Doamne, fă așa să se întâmple cu fiecare dintre noi. Când Duhul Sfânt lucrează, când Duhul Sfânt rodește, când Duhul Sfânt e la lucru și atinge viața unui individ, a unui credincios și a unei biserici, lucrurile nu mai sunt la fel, lucrurile se schimbă. Dragii mei, n-am sărbătorit doar un eveniment istoric, pogorârea Duhului Sfânt în aceste două zile. Am sărbătorit, am celebrat o realitate, o făgăduință, o promisiune care este valabilă și astăzi, care poate să schimbe viața noastră, care poate să aducă o nouă dinamică în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu cei din jurul nostru, în mărturia noastră. În seara aceasta am ascultat un mesaj plin de pasiune, o chemare adresată bisericii din locul acesta, pentru a da voie Dumnezeului Duhul Sfânt să lucreze mai mult, să ne umple mai mult viața. O, dacă am luat fiecare dintre noi provocarea aceasta în dreptul nostru și dacă am plecat din locul acesta nu numai cu constatarea a ceea ce nu merge, a crizei care este, a nevoii de trezire, dacă am plecat din locul acesta încurajați de promisiunea că Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Amin. Și că umplerea Lui poate să fie o realitate care să o trăim în fiecare zi, nu numai când suntem aici, nu numai în zi de sărbătoare. Am înțeles cele două condiții, credincioșie față de Dumnezeu, față de cuvântul Lui și cunoașterea de Dumnezeu revelat în Scriptură. Ne bucurăm de toate dovezile de credincioșie de care dați dovadă. Una din aceste exemple recente este faptul că ieri, în colecta de dimineață și după masă, s-au strâns 3.396 de roni, aproximativ 34 de milioane în lei vechi. Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. E o dovadă a credincioșiei voastre. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să înmulțească faptele de credincioșie. Amin. Nu numai în domeniul acesta, ci în fiecare domeniu. Unul din domeniile esențiale la care fratele Dan a făcut referire mereu și mereu a fost domeniul și este domeniul mărturiei personale. Credincioșia în a deschide gura, așa spune seminilor noștri despre dragostea lui Dumnezeu. În măsura aceasta, Duhul Sfânt ne va umple și ne va întări. Haideți să rugăm pe Domnul la sfârșitul acestei sărbători să ne umple cu Duhul Sfânt, să transforme viața noastră, să dea mai multă energie și entuziasm umblării noastre cu Dumnezeu și lucrul acesta să se vadă în viețile noastre, în familiile noastre, în mărturie. Cu voce tare aș vrea să rog pe fratele Filip Florin să ne conducă în rugăciune. Mulțumim! Alături de cei care în seara ta și-au deschis inima, mă număr și eu și vreau să te rog să vierți neascultarea față de călăuzirea ta. Ai milă! Iartă-mi vorba neînțeleaptă, iartă-mi atitudinea, iartă-mi firea când mi-a luat înainte. Ai milă! Mă smeresc din nou înainte ta în seara aceasta și te rog ajută-mă să mă pot pocăi. Amin! Am gustat de atâtea ori biruințe tale. Amin. Lumină deosebită când am avut nevoie de ea și așa m-am bucurat și am trăit cu bucurie și binecuvântare. Însă de atâtea ori n-am ascultat și parcă tot și când ascultând, când mi-ascultând, în seara asta din nou vreau să mă apropii de tine. Amin. Doamne, binecuvintează sufletul meu. Amin. Și Doamne, aș vrea în credincioșie și în cunoaștere de tine să trăiesc mai mult. Apoi aș vrea să ne binecuvintez ca adunare. Amin. Să ne depune și în credincioșie. Amin. Uneori ne e ușor să dăm un ban, dar e greu să spune. Ajută-ne să trăim în ascultare mai mult de glasul tău. Amin. Dacă ne-ai mântuit și dacă ai pregătit veșnicia pentru noi, Doamne, ajută-ne să ne deslipim mai mult de lumea aceasta și să trăim mai mult pentru veșnicie. Amin. Ridică-ne sufletul. Amin. Să treacă acolo unde vezi că satana îl caută să-l țină legat. Amin. Doamne, prin harul tău, dă-ne putere să trăim. Amin. Oameni care te cunoaște pe Amin. Ajută-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Și fie că e joi, fie că e duminică, să stăm acei oameni, bărbați și femei, care au trăit o săptămână treabă cu tine. Amin. Să putem mărturisi biruințele care prin Duhul Tău. De aceea trezește-ne inima și binecuvintează-ne sufletul. Amin. Și bunătatea și mândurarea ta, adu-ți aminte de cei ce stau nepăsători. Amin. De cei din casele noastre, din cei care au auzit cuvântul, l-am mărturisit, Doamne, mai lucrează sufletul. Amin. Amin. Iar aceluia care prin puterea care lucrează în noi poate să facă.
nespus mai mult decât cerem sau gândim, singurului Dumnezeu și Mântuitor prin Iisus Hristos Domnul, să fie cinste, slavă, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin.